Administrația Fondului pentru Mediu transmite că astăzi, 8 octombrie, de la ora 10, a demarat sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională Casa Verde Fotovoltaice pentru regiunea Vest, județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Astăzi s-a încheiat înscrierea cu succes a 65.996 de persoane fizice, care vor avea oportunitatea de a beneficia de o finanțare substanțială de până la 30.000 de lei pentru finanțarea instalațiilor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, ce vor putea fi instalate împreună cu panourile fotovoltaice. De mâine, 9 octombrie, se vor putea înscrie 670 de unități de cult pentru un buget de 20.100.000 de lei, a declarat președintele AFM Laurențiu Adrian Neculaescu. Perioada de înscriere în cadrul programului începe la ora 10 și se termină la ora 23:59, în limita bugetului alocat. Finanțarea se acordă în cuantum de maxim 30.000 de lei pentru achiziționarea și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice și a unei instalații de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, cu condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 3.000 de lei.